După 11 etape, în Liga a 4-a de fotbal Hunedoara, podiumul este ocupat de echipe cu același număr de puncte, 24, departajate de golaveraj. Pe primul loc a trecut Gloria Giurgiu, care a câștigat cu 2-0 în deplasarea de la CS2 Hunedoara. Pe locurile 2 și 3 sunt Retezatul Hațeg și CSM Vulcan, care au remizat între ele 1-1 în Valea Jiului. Pe locul 4, ultimul care duce în play-off, a urcat Șoimul Băița cu 21 de puncte, echipă care a profitat și de faptul că jocul dintre Inter Petrila, care are acum 20 de puncte, și Victoria Călan nu s-a disputat din cauza neprezentării oaspeților. Comisia de disciplină a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara urmând a decide miercuri asupra acestui caz. Băița a realizat scorul etapei într-o rundă în care s-a mai jucat și meciul CSM 2 Deva Dacia Urăștie, încheiat 1-1, învingând acasă cu 7-1 pe Minerul Uricani, echipă ce părea a fi pe un trend ascendent. Păcat, după două meciuri oarecum reușite, o victorie acasă cu echipa de Hunedoara. Din nou meci acasă cu Vulcanul, o echipă cu jucători foarte buni, am reușit doar să pierdem la limită. Nu știu, probabil că cele două rezultate din urmă îmi dădeau încredere și credeam că echipa va avea încredere. Nu știu, astăzi s-a întâmplat ceva, am și primit două goluri foarte repede. Nu știu, era minutul 5 și era deja 2-0. Jucătorii sunt de moral, sunt jucători tineri, sunt mulți jucători care și lucrează, au alte activități. Să vedem din iarnă, mai sunt 4 etape din acest retur de campionat, de fapt. Mai sunt 4 etape, după care din iarnă, mai mult ca sigur, ori să mai promovăm niște juniori, ori dacă nu o să aducem și alți jucători mai cu experiență. Cei de la Băița au fost mulțumiți de rezultat și speră ca forma bună în care se află să continue. Un meci care l-am condus de la cap la coadă. Bineînțeles că am și alternat cu faze bune, faze construite de pe linia de fund. Am finalizat cu gol și am avut și momente mai puțin bune în care puteam marca mai mult, dar ultimul pas sau ultima fază chiar am tratat-o cu indolență, cu indiferență și am ratat. În rest, mă bucur că suntem pe un trend bun, mă bucur că înscriem goluri, mă bucur că creștem de la meci la meci și, din păcate, azi am suferit puțin și la accidentări și suspendați. Sper ca pe viitor să ne revenim în efectiv complet și să continuăm același drum. Pentru Șoimul, obiectivul este calificarea în play-off, iar Băița va juca în următoarele două etape cu echipe mai bine clasate în prezent, partide din care speră să se întoarcă cu cât mai multe puncte. În principiu cam asta ar fi obiectivul, să terminăm în primele patru, să terminăm în play-off, având în vedere lotul care îl avem, valoarea individuală, valoarea colectivă, ne duce să spre a ne gândi la primele patru locuri pentru play-off. Ce urmează pentru voi? Două meciuri pe care trebuie să le tratăm cu maximă seriozitate, jucăm cu primele două clasate, jucăm acasă cu Giurgiu și mergem la Hațeg etapa viitoare. Sper să facem niște jocuri foarte bune, sper să scoatem tot ce e mai bun și să venim cu puncte și de la Hațeg și acasă să câștigăm la fel meciul cu Giurgiu. În afară de Băița, Hațeg etapa viitoare mai programează un derby la vârf între Giurgiu și Vulcan, dar și un meci al orgoliilor în Valea Jiului, între Uricani și Petrila, iar lupta pentru accederea în play-off rămâne deschisă. Ar fi Hațegul, ar fi Vulcanul, Petrila poate, acum nu știu, dacă financiar una din aceste echipe pe care le-am enumerat au o potență financiară de a accede și de a continua în Liga 3. Băița ar putea și Băița, da, de ce nu? În momentul în care ai jucători buni, ai o siguranță financiară, la noi, ca și de la toate echipele, din partea primărilor, și este un lucru lăudabil, pentru că acești primari țin aceste echipe. Etapa a 12-a din Liga a 4-a Hunedoara, care mai prognozează meciurile Deva 2, Hunedoara 2 și Orăștie Călan, fără implicații în partea superioară a clasamentului, se va juca sâmbătă 20 noiembrie, începând cu ora 13.